Accident mortal azi noapte în București. Un bărbat a murit, iar un altul a fost grav rănit după ce autoturismele pe care le conduceau s-au izbit violent. Accidentul a avut loc puțin înainte de miezul nopții pe șoseaua Chitila din sectorul 1 al capitalei. Totul a pornit după ce un șofer a scăpat mașina de sub control și a intrat într-o intersecție fără să se asigure. Iar impactul cu un alt autoturism care a intrat în același timp în intersecție a fost inevitabil. Cele două mașini s-au izbit atât de puternic încât una dintre ele a fost aruncată într-un alt autoturism parcat pe marginea străzii. Brigada rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier la intersecția dintre strada Triumfului și șoseaua Chitilei din sectorul 1. Conducătorul unui autovehicul care circula pe strada Triumfului a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care circula pe șoseaua Chitilei dinspre bulevardul Bucureștii Noi, iar acesta a fost proiectat din impact într-un alt autovehicul parcat. Trei oameni au fost răniți în accident și au fost transportați la spital. În urma accidentului de circulație a rezultat rănirea ambilor conducători de autovehicul și a unui pasager care au fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și condițiilor în care s-a produs accidentul de circulație. Din păcate, unul dintre șoferi a decedat în spital, iar un alt bărbat, pasager într-una dintre mașini, este grav rănit. Celălalt șofer a suferit doar răni superficiale.